Dacă te fut odată, nu-ți mai trebuie pizdă în viața ta. Din buzele astea fac o oală de sarmale. Nici odată, pizdă. Ei, mai rămân și restul de genuri. Frumoasa frumoaselor, păpușa Barbie. Să sune cineva la protecția animalelor. Mi se strepezesc dinții de la atâta roz. Bietul câine. Bănuiesc că sarmanul se cufurește curcubeu ceva. Să sune cineva și la protecția copilului. E de domeniul evidenței că vei fi o mamă de care copilul tău va fi mamă. Bă, doamne, Stăfărina, în Austria, chiar așa ne... În Austria nu ne-a făcat în centrul, în spațiul Schengen. Înțeleg frustrarea. Vedeți asta? La lupă, doamne, Stăfărina, în asta s-o fac dacă mai suport așa de... Dar trebuie să înțelegi și tu că și acum vreo 150 de ani, pentru astfel de comportament, te închideau un turn pentru isterie. Ce bărbat nu ar vrea așa o femeie în viața lui? Știți petrecerile alea unde primul care cădea de la băutură era măzgălit pe față? Scriem pe adresa redacției, dar am o rugăminte. Spală și tu rosturile alea din gresia din spate, sunt puțin cam murdare. Ce are pe față? Insist, scrie pe adresa redacției, suntem aici o comisie de specialiști. O să fie bine, zice și la horoscop. Cum ți-a fost ziua? Ce ai făcut azi? Am dat niște limbi pe TikTok. Wow! Tu să nu ne scrii pe adresa redacției, avem și noi o imagine de aparat. Tu, cu acord premiul Darwin, dă-ne un subscribe, căci avem treabă. Bă, doamne, Stăfărina, în Austria!